Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Pentru că am făcut zilele trecute niște citiri intuitive cu cărți de oracol tarot pentru a vedea dacă sunt vrăji farmece, dacă sunt dușmănii, cine îți face vrăji farmece sau dacă ai vrăji farmece. M-am gândit să vin și cu o altă metodă de a afla dacă ai vrăji farmece, de la cine ar putea fi. O metodă foarte, foarte ușor de realizat, foarte la îndemână, să-i spunem așa. Nu ai nevoie decât de usturoi și sare marină, sare grunjoasă, sare mare care o ai în bucătărie. Deci, cu siguranță, cu toți aveți acasă și usturoi și sare. Și aceste două ingrediente te pot ajuta să descoperi dacă ai vrăji farmece și cine ar putea fi persoana care ți l-a dorit rău, ți-a dorit răul sau chiar ți l-a făcut. Așadar, despre ce este vorba. În primul rând, vă creați o stare în care să vă concentrați asupra situației în care sunteți și pe care doriți să o aflați, dacă este sau nu ceva real din ceea ce bănuiți voi, considerați voi. Asta pe lângă faptul că poate consultați un preot, țineți post rugăciune, nu? Sau vă duceți la medic în cazul în care aveți probleme de sănătate, căreia nu-i dați de cap, pentru că această metodă nu dezleagă, ci doar te ajută să identifici dacă ai o energie malefică. Că poate știți că usturoiul și sarea din cele mai vechi timpuri sunt și ele folosite pentru curățarea energiilor, de altfel nu alungarea strigoilor, a energiilor malefice ale răului, nu? A ține la distanță o energie negative. De altfel, la mare, marea este salină, nu tocmai curăță energie, de aceea te și simți într-o formă mai bună alături de soare, de energia care ți-o dă soarele, nisipul acela cald care este văzut de soare, la fel ajută și el la a curăța energiile, cât și usturoiul și dacă îl mănânci, practic ajută la detoxificarea organismului, la propriu, dar și la figurat, ține la distanță energiile malefice, pentru că răului nu-i place, să zic așa, conținutul care îl are usturoiul, ca și miros, ca și substanță, ca și gust, etc. Haideți să vedem cum se procedează. În primul rând, să aveți un cățel de usturoi, da? Un cățel de usturoi îl folosiți pentru această metodă, să spunem așa, prin care voi vă aflați dacă aveți sau nu farmece vrăji și de la cine ar putea fi. Da? Deci alegeți dintr-o căpățână de usturoi un cățel de usturoi. Da? Un cățel cu coajă cu tot, deci nu-i dați face, nu-l desfaceți de coajă, lăsați-l așa cum îl aveți, vedeți, este întreg, da? Cu coajă cu tot. Și aveți nevoie de sare, cățelul de usturoi și un pix și o punguță, o mică punguță. Da? Astea sunt ingredientele, să le spunem așa, elementele de care aveți nevoie pentru a afla dacă aveți vrăji farmece și de la cine ar putea fi. Această metodă și ajută în același timp, dacă ele sunt făcute vrăji farmece, să se întoarcă înapoi de la cine le-a făcut, de la cine le-a dorit, prin felul în care procedați. Ce se face? Se ia usturoiul, cățelul de usturoi și se desenează pe el un ochi. Așa cum vă pricepeți voi, desenați un ochi. La un ochi, cât doriți voi de mare. Important este să desenați un ochi. Da, ochiul cunoașterii, ochiul revelației, ochiul rău, ochiul care v-a făcut rău. Și îl desenați pe cățelul de usturoi. Da, îl desenați cu pix, cu carioc, cu marker, cu ce aveți voi la îndemână. Desenați acest ochi care v-a făcut rău, care v-a vrăjit sau care v-a deocheat. Poate fi și ochiul care te-a deocheat prin puterea invidiei sale, geloziei sale. Deci așa arată un ochi, da? Eu așa l-am desenat, l-aveți așa desenat și voi, îl desenați voi cum știți voi mai bine. Gândindu-vă să aflați dacă aveți vrăji farmece și cine vi le face, îl puneți acest cățel de usturoi în punguță,
Găsiți o punguță mai mare, poate voi, eu am avut asta la îndemână, ca să vă arăt vouă acum cum se face, că dacă aveam o pungă prea mare, poate nu se vedea în filmuleț pentru voi cât aveți nevoie să vedeți. Și sarea urânjoasă pe care o aveți lângă voi când faceți acest procedeu, îl turnați peste ochi în punguță. În punguță îl turnați aici, închideți apoi punguța la... Da, o legați cu o scuricică sau dacă aveți din aceea care se închide ermetic, cu atât mai bine. Și această punguță, timp de 3 nopți și 3 zile, trebuie să stea sub perna voastră care dormiți. Deci, eventual, băgați în fața de pernă, ca să fie acolo și dormiți pe acest săculeț cu ochiul timp de 3 nopți. Da? Și lăsați acolo timp de 3 nopți, 3 zile, nu? În pernă, nu-l scoateți. Posibil să aveți și vise, să vă vină și în vise, o revelație, să aflați un adevăr prin intermediul viselor, dar e foarte posibil ca în următoarele 3 zile, 3-4 zile, după ce voi, în timpul acesta, sau imediat după ce trec cele 3 nopți, să te sune prima persoană care te sună după cele 3 nopți. Deci prima care te spune după 3 nopți, în care tu ai ținut timp de 3 nopți această punguță, acea persoană în primele 3 zile, primele 3 nopți sau chiar imediat după 3 nopți, al 4-a zi, spre exemplu, e foarte posibil ca acea persoană să-ți fi făcut așa. Dar voi după ce se întâmplă să aflați cine sau chiar dacă nu aflați, nu vă sună nimeni, nu este nicio problemă, luați săculețul și vă duceți cât mai departe de casă și l-aruncați. E bine să l-aruncați undeva chiar la o răspântie. Da, să l-aruncați undeva la o răspântie și în felul acesta se împrăștie, să zic așa, energiile negative, farmece vreți. Dacă au fost făcute ceva gânduri rele, farmece vreți, ele se vor întoarce acolo, de acolo de unde au venit, din cele patru zări ale lumii, cum au fost ele trimise, de la cine au fost trimise. Da? Deci cumva cât mai departe de casă să aruncați punguța cu cățelul de usturoi. Și mulțumiți divinității cerului că ați aflat adevărul sau că, mă rog, că nu aveți vrăși farmece sau că ați reușit să vă liniștiți, să vă aflați la cine sunt și că ele se vor întoarce. E foarte posibil că să ajute chiar acest ritual, dacă aveți ceva făcut, să vi se și desfacă, să se deslege. Bineînțeles și voi poate că nu este rău să continuați să vă rugați, să țineți post sau să vă duceți la preot să vă citească, da, să... faceți voi niște curățări, să zic așa, care știți voi sau prin cineva care se pricepe la acest lucru, pentru că dacă aveți încă îndoieli, simptome, dar acest procedeu poate ajuta. Acum țineți de credință, știți cum se spune, cum spunea și Iisus, dacă ai un sâmbură de credință, e posibil să muți și munții din loc. Așa, dacă ai credință, este posibil ca el să-ți releve ceea ce vrei tu să afli. Cam asta e, dragile mele, dragii mei, așadar un ritual, nu e un ritual, dar are oarecare și aspect de ritual prin faptul că după ce se trec cele 3 zile, 3 nopți, îl aruncați da, acest săculeț cu sare, cu ochiul care l-ați desenat și în felul acesta se îndepărtează de voi ochiul rău, se îndepărtează de voi vrăjile, farmecele, se întorc de unde au venit, de la cine au venit. Dacă l-a dorit, l-a făcut cu gânduri rele, nu aveți, nu este, nu, le, nu doriți răul, ci doar doriți să își ia înapoi cum ar veni ceva dat. În orice caz, s-ar putea în aceste 3 zile, 3 nopți, 3 zile, 3 nopți, deci în aceste perioade de 3 zile, 3 nopți, cât ține durează acest ritual, să vă caute persoana respectivă, să vă ceară ceva sau să vă dea ceva. Deci ea nu va avea liniște în aceste zile. Deci dacă v-a făcut cineva ceva, nu va avea liniște. Fie persoana care a făcut direct, fie persoana care s-a dus, a plătit cuiva. Da, pentru că a plătit cuiva sau a cerut cuiva acest procedeu de a vă face rău, de a vă face vrăși farmece. Nu? Așadar, nu e bine să nu refuzați să-i dați ceva sau să luați ceva de la acea persoană. Și, bineînțeles, după ce trec cele 3 nopți, da, să aruncați săculețul într-o răspândie undeva cât mai departe de casa voastră.
Acestea fiind spuse, eu vă doresc să aveți parte de o zi minunată, binecuvântată, fără vrăji, farmece de ochi, ochi răi și așa mai departe, invidie, gelozie, la revedere, să iubiți și să fiți